Clocitorul de pepeni. Un țăran era prea încrezător în vorbele celorlalți. Gândindu-se el că măgarul pe care l-avea era cam bătrân și cam bolnav, hotărâ într-o zi să cumpere un altul. Porni spre târgul cel mai apropiat. Acolo observă într-un coș niște pepeni galbeni de toată frumusețea și fiindcă nici nu văzuse, nici nu auzise vreodată vorbindu-se de așa ceva, îl întrebă pe negustor ce are acolo. Acesta îi spuse că sunt ouă de măgar și văzând că omul e naiv, îi și explică ce trebuie să facă pentru a le cloci. Uite ce trebuie să faci, te întorci acasă, te așezi în cotețul de păsări și te pui pe clocit, având grijă ca nu cumva să te deranjeze careva. Dacă vine cineva să te întrebe ce faci, tu să-i faci semn să se îndepărteze și să te lase în pace, fiindcă mai ales nu trebuie să vorbești ca să nu-l sperii pe micuț. Dacă ai să faci întocmai, totul se va petrece repede. Plăti prețul și-o porni de îndată acasă cu prețiosul său ou. Și de cum ajunse, făcu tocmai cum fu sfătuit. Nevasta lui, traversând curtea, observă în cuibar o formă ciudată. Când se apropie și văzu de aproape cine era, nu știu ce să creadă. Îl întrebă ce face acolo. Țăranul se încăpățâna însă să spună vreun cuvânt. Făcea de zor semne să fie lăsat în pace. A doua zi voia să aibă deja măgărușul de care era atâta nevoie. Ca să scape de ea, luă sub braț oul și ieși în curte. În grădină vru să sară peste un gard, dar își pierdu echilibrul și căzu cât era de lung. Pepenele, bineînțeles, se sparse. În aceeași clipă, un iepure care își avea culcușul lângă acel gard, mort de spaimă, o zboghi cât putu de repede. În fața acestui dezastru, sărmanul clocitor se porni să se vaite. Nenorocito, din cauza ta mi-am pierdut măgărușul. Privește cum fuge, câtă forță avea. Era deja puternic ca un măgar de 8 săptămâni.